Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, de data aceasta cu o noutate editorială și am să vă spun că sunt extrem de bucuros să prezint această carte și nu doar să o prezint, să vorbim despre ea, pentru că am invitat de această dată două doamne cu totul și cu totul speciale și pe care le iubesc foarte mult. Este vorba despre Gabriela Deniz, colega mea de la editura Herald, senior editor Herald, psihoterapeut, și Daniela Luca, psihanalist, eseist, poet. Daniela vine cu o carte superbă, este autoarea unei cărți pe care am să vi-o prezint la cameră. Este vorba despre Estetica inconștientului, eseuri de psihanaliză, o carte publicată în colecția Psihoterapia Editurii Herald, așa cum vă spuneam, este o noutate editorială și un eveniment editorial. Iată deci o carte importantă. Am să încep cu Daniela, șirul, să spunem, de întrebări, pentru că este o perspectivă interesantă, aș putea eu să-i spun. În această carte e o îmbinare între literatură și psihanaliză, pentru că cel puțin în prima parte a cărții, vorbim despre autori consacrați din literatura română contemporană. Este vorba despre, dau doar câteva nume, Magda Cârneci, Mircea Cărtărescu, Ioana Vintilă, poetul Constantina Băluță și mulți alții. Daniela, Ramon Gomez spune în Omul pierdut că viața și romanul sunt o iluzie, iluzia de a te întâlni pe tine însuți. Hai să spunem în felul următor, pentru omul Daniela Luca, cum a fost întâlnirea cu tine însă prin viață, scriitură și psihanaliză? Mulțumesc mult, în primul rând, tuturor celor care au făcut posibilă nașterea acestei cărți în matricea editurii Herald și în mod deosebit Gabrielei Deniz, care este și coordonatarea colecției Psihoterapia, în care cartea aceasta cu onoare este cuprinsă pe lângă nume înalte ale psihanalizei și psihoterapiei, pentru a enumera chiar Sigmund Freud, Sándor Ferenczi, Otto Rank, Babette Rothschild, ca să nu mai spun de Gabor Maté, da? Și sunt deosebit de emoționată, dar o emoție din aceea înaltă și vibrantă, parcă m-aș afla sau reafla ca acum 20 de ani la Mont Saint-Michel, ascultând Mozart în da, Bazilica Mont Saint-Michel. Așa mă simt și așa m-am simțit încă de când am primit cartea și am văzut că există, e chiar reală și concretă și a ieșit deosebit de frumoasă și mulțumesc pentru asta Elei Stoica și Dumnezeu a realizat machetarea și coperta aceasta elegantă pentru care am primit continuu aprecieri încă de când am arătat-o lumii. Revenind însă la acest spațiu de iluzie, să spunem, în care ne putem întâlni cu noi înșine sau nu, sau oare ce înseamnă noi înșine pe drumul vieții, al literaturii și al psihanalizei, cred că după un parcurs îndelung, de peste 40 de ani deja, reușesc să cuprind aceste dimensiuni împreună, a vieții, a psihanalizei și a literaturii și încă sunt pe urmele mele, nu știu cum să spun, caut să mă găsesc și să mă regăsesc. Pentru că, într-adevăr, de fiecare dată, probabil cum spunea și Winnicott, în spațiul de iluzie, în care se intersectează toate aceste realități pe care le trăim simultan, da? Realitățile interioare, da? Fantasme, imaginar, fabulos, da? Trăiri, memorii,
și realitățile exterioare, așa cum sunt ele perceptibile în microspațiile interne, macrospațiul lumii, ca să nu mai spun de fabulosul spațiu literar și de creație, pentru că sunt o pasionată nu doar de literatură și încă nu am avut destul curaj să scot în lume eseurile despre psihanaliză și teatru sau psihanaliză și film sau psihanaliză și pictură, dar e timp, iată, calea este deschisă și impresia mea este că de câte ori mă plimb așa prin aceste multiple spații, micro-macro-spații, adaug, îmbogățesc ceva la ceea ce sunt și la ceea ce doresc să se întâmple în întâlnirea cu celălalt, cu ceilalți și să pot transmite mai departe din experiențele acestea, pentru că nu sunt doar pentru mine, pentru tine, pentru el, pentru ea. Cred că este o matrice în care cu toți, iată, ne întâlnim și ne îmbogățim experiența de a fi și de a trăi. O bucurie mare, autoarea cărții Estetica Inconștientului, Daniela Luca, eseuri de psihanaliză. Gabriela Denis, încercând cumva să o parafrazez pe Daniela Luca, autoarea cărții despre care noi vorbim astăzi, ea mi-a spus în repetate rânduri, aș putea spune, că tu ești cea mai apropiată de această carte și că o cunoști foarte bine. La un moment dat chiar mi-a spus că s-ar putea să o cunoști mai bine, să înțelegi mai bine această carte decât o înțelege Daniela. O carte importantă care își găsește un bine meritat loc în această superbă, în această frumoasă, utilă, aș putea spune interesantă, colecția Psihoterapia. Mulțumesc, sorry. Și ai lucrat la această carte. Ce te-a determinat, să spunem, în procesul acela al facerii, i-aș putea spune, ce te-a determinat să alege această carte pentru a o propune, să spunem, spre publicare? Pentru că eu sunt convins, tu ai un simț special pentru cărți foarte bune. Ai un nas pentru cărți foarte bune. Și acum nu laud cartea sau autorul pentru că este de față. În niciun caz. Eu chiar cred cu dincolo de relația frumoasă de prietenie pe care o am cu Daniela, eu cred în această carte și am fost extrem de plăcut surprins când am aflat că va fi publicată în această colecție la editura Herald. Și revin la întrebare. Ce ai simțit legat de această carte? Și apoi bineînțeles că ai făcut un review și ai parcurs cartea și ai văzut că, într-adevăr, este o carte specială, este o carte deosebită, nu este doar o carte de studii psihanalitice și că, iată, din perspectiva și de eseist, dar și de poet a Danielei, ea vine cu un soi de lumină nouă, cu altă perspectivă asupra acestei cărți. Faptul că stăm și ne gândim, a ales câțiva poeți sau prozatori și momentul în care respectivii scriitori au scris cărțile respective, ce a stat în spatele, da, ideii de a scrie într-un anumit fel, de a sonda cumva anumite zone ale psihicului uman? Da. Cred că primul lucru care m-a motivat din momentul în care am luat contact cu această carte a fost curiozitatea. Pentru că sunt un om curios, sunt un om care își pune întrebări și cunoscând-o pe doamna Daniela Luca și dinainte și având contact acum mai mult cu dânsa, am spus ok, sunt foarte curioasă, trebuie să văd ce scrie în această carte. Așa că am primit manuscrisul cu mare bucurie și am fost foarte impresionată de
structura cărții, de modul în care a fost gândită, de modul în care ideile parcă se îmbracă una pe alta, așa, ca foițele de ceapă. Și deși ți se pare că ar fi vorba, nu știu, despre critică literară, despre psihanaliză sau despre studii clinice, de fapt, există un fir roșu care curge de la un capăt al altuia al cărții și undeva acolo o întâlnim pe Daniela Luca, întâlnim impresiile ei despre lume, modul în care percepe realitatea și cred că ăsta este, de fapt, mesajul cărții, asta a vrut să transmită. Dincolo de studiile literare, dincolo de studiile clinice, o anumită percepție proprie, originală asupra lumii. Și asta mi se pare cu atât mai valoros, dincolo de munca scriitoricească, de tot efortul, mi se pare mult mai valoros faptul că un om cu asemenea cultură, cu asemenea educație, cu asemenea formare, începe să scrie și să ne transmită idei de valoare. Pentru că am pierdut cumva contactul cu zona asta a culturii românești, mulți dintre noi. E adevărat că această zona a culturii românești există și se desfășoară, dar undeva destul de departe de ce suntem noi obișnuiți de mediul nostru comun. Nu vedem prea des la televizor interviu cu mari scriitori ai țării sau comentarii despre marile opere literare care sunt scrise în țara noastră. Nu prea avem contact noi românii cu propriul nostru mediu cultural. Suntem un pic rupți. Și de aceea mi se pare important această asociere dintre psihanaliză și literatură și această expunere într-un spațiu destul de... într-un spațiu cum este colecția de psihoterapie, unde suntem obișnuiți să vehiculăm mai degrabă idei moderne despre ce înseamnă psihoterapia, despre cum se realizează procesul terapeutic, despre diferite afecțiuni ale minții și ce înseamnă pentru omul obișnuit și pentru psihoterapeut întâlnirea cu afecțiunile acestea, ce trebuie să facă, ce ar putea să facă un terapeut sau ce să înțeleagă omul obișnuit din procesul terapiei. În spațiul acesta să aducem acum ceva mult mai puțin comun. O carte despre literatură și psihanaliză și o carte despre aceste spații interioare, microspațiile interioare, care ne determină atât să trăim viața așa cum o trăim, în fantasmele noastre, în spațiul acesta simbolic pe care îl dezvoltăm cu mintea noastră și pe care îl numim până la urmă spațiu relațional și spațiu cultural. Și acest spațiu, de fapt, este locul în care se creează arta și se creează literatura. Nu știu cât de coerent am fost sau cât de ușor a fost de urmărit ce am vrut să spun, dar într-adevăr ce m-a impresionat la carte este întreaga compoziție și invitația pe care mi-a făcut-o doamna Daniela Luca să explorez încă o dată, așa cum o făceam mai degrabă în adolescență și în prima tinerețe, în facultate, când citeam foarte multă literatură, să explorez această zonă a creației, unde se naște până la urmă creația, în acest spațiu al minții, undeva la confluența dintre fantasmă și realitate. Și de aceea mi s-a părut genial faptul că a ales să înceapă cu Max Blecher. Daniela, știm că cartea este, să spunem, compusă din două mari părți, una care merge, să spunem, pe partea aceasta de analiză literară, hai să o numim generic așa, și cealaltă pe partea de psihanaliză. Care lectori sau cititori crezi că vor fi mai apropiați de această carte? Cei din zona psihologiei, uite, colegi, psihoterapeuți, psihanaliști, sau cei din zona
literară? Sau va exista, acum îmi dau eu singur răspunsul, sau va exista un soi de mix? Adică o vor lua atât cei din zona psihologiei și din zona psihanalizei, cum spunea și Gabriela, din curiozitate. Măi, nu prea sunt astfel de cărți pe piață care să trateze și să abordeze astfel de teme. Și hai din curiozitate să văd, da, autori români contemporani în viață, Magda Cârneci, mai puțin Max Blecher, Mircea Cărtărescu și alții, să ne aplecăm asupra scriiturilor din punct de vedere psihanalitic, asupra poeziei sau prozei. Și atunci, cu siguranță va exista o curiozitate și din partea specialiștilor în psihoterapie și psihanaliză, dar va exista și un alt public, cei din zona literară, care vor dori să înțeleagă nu doar strict o sensul din punct de vedere literar, ci și din punct de vedere, iată, psihanalitic. Da, cred că aici am încercat eu să creez un spațiu intermediar în care aceste lumi să se întâlnească, pentru că în mine se întâlnesc și pentru că în alte țări ele se întâlnesc de peste 100 de ani. Sincer, da? În Franța, în Italia, în Marea Britanie, da? În Elveția, în State, aceste spații, psihanaliză, psihoterapie sau literatură, artă, cultură, sunt cumva împreună. Nu sunt atât de disociate, de izolate una de alta cum sunt la noi. Și eu sper că în următorii ani să existe mai multe punți de legătură și mai multe spații intermediare care să le reunească. Și cartea anterioară pe care am publicat-o acum 5 ani, Cuvinte negativ, și aceasta cumva e încercarea mea continuă de a prezenta lumii acest spațiu intermediar în care ele, dimensiunile, se întâlnesc, pentru că mintea umană oricum le cuprinde. Și deși și Gabriela, Denis și Sorin ați punctat îndeosebi prima parte despre psihanaliza literaturii, cartea are un anume echilibru, sunt 10 eseuri, da, de psihanaliză și literatură. Nu am vrut neapărat să fie o psihanaliză a literaturii, ci psihanaliză și literatură, felul în care ele se întâlnesc, dar sunt și 10 eseuri, articole foarte aplicate la psihanaliză clinică, la experiența psihanalizei de cabinet, în care sunt prezentate aceste spații interioare, intime, de travaliu analitic, travaliu psihic cu anumiți oameni suferinți de maladii psihosomatice, de exemplu, de tulburări narcisice, tulburări borderline, suferințe și secrete care își pun amprenta și generațional asupra minții și corpului nostru. Sunt foarte cumva aduse împreună și toate reunite apoi în acest ce înseamnă a crea și a transmite mai departe. Fiind și teacher, cum mă amuz eu spunând, da? Predând și psihanaliză, psihoterapie de mai mult de 15 ani deja în mai multe instituții, mi-am dat seama odată în plus, pentru că am avut profesori foarte buni și la noi în țară și în alte spații psihanalitice și literare, mi-am dat seama cât de important este să poți transmite și să poată să ajungă la cititori, dar și la, nu doar prin cuvântul verbal, ci prin litera scrisă. Și de aceea cred că poate fi această carte o curiozitate, o provocare
Pentru cei din lumea literară, o bună parte deja mă cunosc și au mai citit în alte reviste în care au fost anterior publicate, unele au fost, unele nu. La fel, studiile clinice au fost la rândul lor prezentate în spațiile psihanalitice, congrese, conferințe, workshop-uri, unele nu. A fost o carte în mișcare. Eu și acum o simt în mișcare. Nu știu cum o resimțiți dumneavoastră, Gabriela, Sorin. Impresia mea e că e vie, e dinamică și se transmite, deși e statică. Mă uit la ea, litera scrisă e acolo împremenită, dar la spiritul cărții, ca să spun așa cum se spune în drept, da? Litera și spiritul legii, așa și... Impresia mea este că o carte are impact dacă mișcă ceva în interior. Nu știu pe cine va mișca mai mult, pe un cititor din sfera literară sau pe un cititor din sfera psihanalitică. Eu m-aș bucura, foarte mult m-aș bucura și poate nu o să aflu niciodată dacă va mișca un cititor oarecare. Fără să fie din spațiul psi sau din spațiul literar. Un cititor oarecare, care să descopere pentru prima oară aceste spații, dimensiuni ale cărții. Gabi, pe lângă faptul că coordonezi această colecție și ești senior editor la Editura Herald, o calitate profesională, i-aș putea spune, care te apropie de Daniela, aceea de psihoterapeut. Cum ai văzut această carte și din această perspectivă? Deci nu doar din perspectiva redactorului de carte. Să spunem, un redactor de carte care poate că nu este foarte familiarizat cu termeni, concepte din zona psihoterapiei sau din zona psihanalizei, da? Și care, pentru care ar fi fost poate un demers, aș spune eu, ceva mai anevoios în a înțelege această carte. Așa că, uite, iată, o spun încă o dată, nu întâmplător te-ai ocupat de această carte. Da, mi-e foarte greu să separ, pentru că n-am făcut niciodată munca de redactor de carte în sine. Poate că am avut norocul ăsta să mă ocup întotdeauna de colecțiile de psihologie, de psihoterapie și pentru mine munca de redactor de carte a venit ca o completare la ce însemna să fii psiholog și ulterior psihoterapeut. Am învățat foarte mult. Am învățat enorm de mult. Și această carte a fost încă o oportunitate să învăț ceva în plus. Și cred că ideea care mi-a rămas cel mai mult în minte, de fapt imaginea, a fost mai mult o imagine, o fantasmă, dacă e să o iau așa, a fost această imagine a microspațiilor care se dezvoltă în mintea noastră și evoluează și care pot lua în mai multe direcții de concretizare, pot să ajungă în realitatea noastră în nenumărate forme, pierzându-se până la urmă de la momentul inițial de unde s-au născut până la momentul în care ajung în realitate, trec prin atâtea microspații că parcă se pierde punctul original și ajungem să contemplăm o imagine la exterior care are atât de puține aparent în comun cu ce a fost în interior și să vedem aceste imagini ca mesaje adevărate sau mesaje concrete și să ne lăsăm păcăliți până la urmă de aceste mesaje verbale, să spunem așa, ale minții noastre, uitând că în spatele tuturor cuvintelor pe care ni le spunem și le spunem celorlalți, sunt de multe ori aceste micromișcări ale sufletului nostru, care tânjește după iubire, care are aceste nevoi fundamentale de a fi văzut, de a fi validat, de a fi conectat cu celălalt, de a exista în relație. Și toate aceste nevoi nasc până la urmă impulsurile care duc la aceste mesaje exterioare, dar atât de departe suntem de foarte multe ori de impulsul inițial, încât ajungem să vorbim
deși folosim aceleași cuvinte, vorbim cu oamenii din jurul nostru și nu ne înțelegem. Sau ei nu reușesc să intuiască care sunt adevăratele trăiri și până la urmă suferințe, fiindcă fiecare ascundem în noi aceste suferințe. Și cred că acolo intervine efortul scriitorului de a dezbrăca aceste mesaje, de a se duce la realitatea nudă și de a spune, parcă strigă și poetul și scriitorul suprarealist, parcă strigă. Uite-mă, uite de fapt ce am vrut eu să spun, uite de fapt care e realitatea. Gata, hai să dăm jos toate, nu știu, toată mascarada asta să dispară și să ajungem la noi, la noi ca oameni și să ne prezentăm unii altora așa, ca oameni. Asta a fost, cred că, cel mai important mesaj, pentru că poate că e în moment, și în momentul acesta o trăire a mea în cabinet, ca psihoterapeut, în care uneori am nevoie să spun, ok, hai să trecem dincolo de cuvinte, hai să ne arătăm ca oameni, hai să fim acolo cu sufletul. Poate că e o nevoie a mea din acest moment, dar ăsta e mesajul cel mai profund pe care l-am luat. Și m-a impresionat această alăturare a suprarealismului cu psihoterapia. M-a impresionat profund. Cred că aceasta ar fi invitația mea pentru psihoterapeuți să citească și partea de eseuri literare, să citească și acea zonă, pentru că oamenii care scriu sunt oameni care ar putea fi în cabinetul nostru. Doar că nu vorbesc cu aceste cuvinte pe care le folosesc scriitorii sau cu aceste imagini atât de plastice, dar realitățile umane se întrepătrund și sunt atât de similare. E păcat să ratăm unele mesaje atât de profunde. Dragii noștri, au fost astăzi alături de noi Daniela Luca, autoarea cărții Estetica Inconștientului, eseuri de psihanaliză, o carte publicată în colecția Psihoterapia, și Gabriela Deniz, senior editor Herald, psihoterapeut. Am povestit pe marginea cărții Estetica Inconștientului, eseuri de psihanaliză, o noutate editorială în portofoliul editurii Herald, pe care, dragii noștri, vi-o recomandăm cu mare drag, indiferent dacă sunteți psihoterapeuți, psihanaliști sau iubitori, de ce nu iubitori de literatură. Noi ne vom mai întâlni cu siguranță. Aș vrea să i-am transmis și în particular, dar vreau să-i transmit și cu această ocazie felicitări doamnei Daniela Luca pentru apariția cărții. Mulțumesc, sper să vă bucurați de ea, așa cum ne bucurăm și noi. Și să aveți mare succes. Și pentru munca de carte foarte minuțioasă, literă cu literă, virgulă, spațiu, foarte, foarte în filigran pe care ați făcut-o și în așa măsură. Cartea a ieșit, cred că, pe criteriul exigenței și la capitolul corectură și redactare a conținutului. Contează extraordinar de mult, fiind împreună și în această sferă de muncă de carte. Mare plăcere! Cu siguranță cu Gabriela Deniz și cu Daniela Luca noi ne vom mai întâlni, pentru că de acum încolo vom discuta destul de mult despre această superbă carte pe care merită să o aveți în biblioteca dumneavoastră. Închem aici acest episod, această ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați eseuri de psihanaliză, Estetica Inconștientului, Daniela Luca. Să aveți o zi superbă în continuare. Le mulțumim din suflet invitatelor noastre și nu uitați, lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!